prințesa șarpe. Un cazac foarte curajos observă de departe că pădurea era cuprinsă de flăcări. S-a grăbit înspre pădure, dar nu putea face mare lucru. Era o problemă și mai mare că o fată a fost prinsă între flăcări și îl implora să o salveze. Salvează-mă, te rog, nu mă lăsa să ard de vie. Întinde până aici lancea ta printre flăcări, plângea ea. Cazacul întinse lancea, iar fata dintr-o dată se transformă în șarpe, se răsuci pe lance și reuși să scape de flăcări. Șarpele îi porunci apoi să-l ducă la castelul de piatră din vârful muntelui. De îndată ce ajunseră acolo, șarpele se transformă înapoi în fată. Așteaptă-mă aici, îi spuse cazacului, după care dispăru. În castelul fermecat nu era nimeni, dar îndată ce cazacul își exprima vreo dorință, aceea imediat se îndeplinea. O singură dorință nu se îndeplinea niciodată, aceea de a o vedea pe fată. 7 ani trecură astfel. Cazacul aștepta cu răbdare ca fata să se întoarcă. Și prințesa șarpe s-a întors. Îți mulțumesc că m-ai așteptat, dar vreau să știu, de ce m-ai așteptat 7 ani și nu ai plecat? Nu am știut dacă ți-e bine sau rău. Am vrut să te știu în siguranță. De câte ori am vrut să te văd, niciodată nu s-a putut. Îi povesti cazacului credincios că a fost victima unui vrăj pe care numai tânărul l-a putut desface prin curajul și credința lui. Împăratul, de cum își revăzu fica, știu că vraja a fost destrămată și că tânărul care era cu ea era cel care o risipise prin curajul și credința lui. Bucuros, consimți la căsătoria celor doi.